Ne dorim să existe o voce comună și să se constituie o comunitate a liderilor de business reali, care, din păcate, în momentul de față nu există. Din cauza acestei segregări a oamenilor de business s-au creat niște modele false. Ne dorim să schimbăm aceste modele, să definim împreună un model de business și de etică, de plătitor de taxe, să avem inițiative comune și chiar să participăm activ. Eu cred foarte tare că liderii din România pot schimba lucrurile pe foarte multe căi și una dintre liderii de afaceri și una dintre ele este aceea a propriilor lor organizații. Adică cred că fiecare dintre cei de la masă influențează destinele unui număr important de oameni. Foarte multe lucruri bune s-au întâmplat în România pe calea progresului adus de organizații, mult mai mult decât pe calea progresului adus de guvern. Ne propunem să ieșim de la fiecare masă cu trei teme de interes major pe care să le punem, ziceam, pe agenda summitului. E important, deci, să fie teme care vă preocupă, evident. E important să fie teme de impact, adică trebuie să încercați să vă gândiți care dimensiune sau care subiect sau care inițiativă ar avea cel mai mare impact pozitiv în societate și mai ales e important să fie acționabile. Adică trebuie să găsim teme la care noi, cei din sală, să putem face ceva. But there are studies, Romania is not the last, but just before the last country in Europe in terms of the education of the average person. We have like people who are on top and who are the brightest guys, but the average Romanian is very poorly educated. The system that we have right now is based on cheating. I mean, since you are in high school, you start to cheat and copy at the exam. So when you want to hire somebody for it, in the software industry, it is one of the biggest concerns. So I think that those are the main topics. Românește de producție nu sunt promovate. Altceva, altcineva. România este cunoscută pentru un programator bun. Asta ajută. Avem structurate trei teme care cuprind câteva subpuncte. Prima dintre ele este statul modern. Pentru a doua temă avem stimularea culturii antreprenoriale. Iar a treia temă este competitivitatea. În primul rând, considerăm că e foarte important să se acorde o mare atenție și un mare sprijin pentru finanțarea business-ului autohton. Bineînțeles, educația și implicarea în mediul de business. Problemele pe care noi ne-am focusat sunt, în primul rând, cele legate de educație. O să vă rețin doar un minut. Noi suntem cu educația, în primul rând, ca și celelalte 8 mese. Următorul pas este summitul din februarie. Ceea ce vom face este că vom încerca să consolidăm toate temele prioritare, cele 6, urmând ca summitul să fie despre dezvoltarea temelor și despre inițiative concrete.